În evanghelia după Matei, capitolul 24, versetele 40 și 41 stă scris: Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Într-o zi am auzit că doi dintre studenții colegiului nostru fuseseră la discotecă și fumaseră, spune autorul. Situația era gravă din cauza că aproape toți cei care trăiesc robia drogurilor au început prin a fuma cu naivitate ceea ce se numește iarbă. În ciuda acestui lucru, înainte de a informa pe părinți, despre ceea ce se întâmplase. I-am convocat pe tinerii în cauză, în biroul meu, și le-am propus un pact între bărbați. Urma să nu le spun nimic părinților și faptul să rămână între noi, dacă își luau angajamentul înaintea lui Dumnezeu, că nu vor mai frecventa niciodată un astfel de loc și că nu vor mai fuma niciodată marihuana au acceptat fără ezitare. Ne-am rugat și ne-am despățit. Ce urmări au existat? Unul dintre ei a terminat anul școlar la colegiu, a obținut diploma de pastor câțiva ani mai târziu și împlinește până astăzi o lucrare binecuvântată de Domnul. Celălalt, câteva zile mai târziu, a trebuit să părăsească instituția și să se întoarcă la mama lui, care îi plătea taxele școlare, muncind nopți de lungi la căitorie. Am continuat să mă interesez de el, să vorbesc în mod regulat cu mama lui, dar a sfârșit prin a părăsi biserica. Când Hristos va reveni în această lume, destinul fiecăruia va fi sigilat pentru veșnicie. Unul va fi luat și altul va fi lăsat, spune cuvântul. Va salva Dumnezeu în mod arbitrar pe unul și îl va condamna pe altul? Este el nedrept cu destinul oamenilor? Nu, nici de cum. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie salvați și ne iartă de mii de ori greșelile. Dar mântuirea nici nu se impune, nici nu se vinde. Din contră, se oferă fără plată ceea ce ne determină șansa și destinul, sunt liberul arbitru, răspunsurile responsabile la posibilitățile oferite de cer, angajamentul personal față de procesul de mântuire, dependența de Dumnezeu. Comentând cazul lui Esau și al lui Iacov, autoarea Ellen White spunea, citez, N-a fost o alegere arbitrară din partea lui Dumnezeu prin care Esau a fost lăsat în afara binecuvântărilor mântuirii. Darurile harului său prin Hristos sunt oferite în mod liber tuturor. Nu există predestinație, ci omul poate pieri numai prin hotărâre proprie. Mijloacele mântuirii sunt oferite în mod liber tuturor, dar. De rezultatele mântuirii se vor bucura numai aceia care au îndeplinit condițiile. Am încheiat citatul, Patria și Profeți, pagina 187. Dumnezeu ne-a oferit toate condițiile necesare pentru a ne schimba viața, pentru a ne ajuta să depășim adversitățile și pentru a ne acorda mântuirea, dar decizia de a accepta binecuvântările sale ne aparține.